Un cetățean din Întregalde nu și-a putut vinde viței pentru că nu au fost contraliați la timp. Ulterior, nu a putut beneficia nici de subvenție pentru animale, întrucât viței fătați în luna mai a anului trecut au primit pașaport pentru bovine doar în decembrie. O vorbă din bătrâni spune că la omul sărac nici boii nu-i trag. Zicala se potrivește mănușă unui proprietar de bovine din comuna Întregalde. Pe scurt, în mai anul trecut, vacile omului, două la număr, i-au fătat la interval de aproximativ două săptămâni câte un vițel fiecare. Omul ar fi vândut viței, dar nu aveau crotaliu. Potrivit proprietarului, medicul veterinar Ioan Sabău a întârziat să le pună cercel în ureche vițeilor, fapt pentru care fiul acestuia a făcut reclamație la Direcția Sanitar-Veterinară. Omul nu a mai vândut viței, iar ulterior a dat de alt necaz. Același medic veterinar le-a dat pașaport de bovine cu data fătării decembrie. Practic, viței sunt în acte mai tineri cu 7 luni și proprietarul nu poate beneficia acum de subvenție. Au fătat vacile în luna mai, în 15 mai. O vicea, o vacă și în data de 29 mai un vicel, altă vacă. Au făcut sesizare la domnul doctor că au fătat vacile să vină să înregistrez vicei, să le pună cercei, au trecut mai, iune, iulie, între timp, după mai, mai fătat o vacă, a treia vițel, la a treilea vițel a venit pașaportul, cu cercei, cu tot, au putut vinde vițelul. Între timp, a venit luna octombrie, a tot făcut sesizar la domnul doctor, ca să vină să pună cercei, ca să-i putem duce la târg, sub pașaport. A venit luna octombrie, m-am dus și în data de, 4, la 10, am făcut o plângere către DSV, inspecție. Da. Între timp, în data de 12 la 10, au venit domnul doctor și au pus cercei. În data de 15 la 10, au ieșit la DSV în inspecție acasă, împreună cu domnul doctor și au sesizat că, în urma reclamației, s-au rezolvat treaba. Am așteptat, în data de cam prin 5, noi, în decembrie, prin 10 decembrie, așa, au adus pașaportele. Și pe pașaporte care era data? Pe pașaporte, data fătării vacei, vicei, în 27.11.2013. Amândoi? Amândoi, la aceeași vacă și în aceeași zi. E o dată că nu, eu vin să-i pune cercei la timp, după 2 săptămâni, maxim o lună, ca să-i pot vinde la 3 luni, să nu-i țină din mai până în octombrie, și din octombrie, și iarna, toată iarna, ca să nu-i poate vinde. Și a doua? Și a doua, acum când se bagi la subvenție, că din mai până acum aveau 9 luni. Acum vicei nou, din septembrie, decembrie, ianuarie, februarie, 3 luni. Nu-i poate băga la subvenție. A urmat o a doua reclamație împotriva medicului veterinar cu pricina, despre care directorul DSVSA Alba, Severus Băcu, afirmă că e în curs de soluționare. Referitor la reclamația, am primit-o săptămâna trecută, în curs de soluționare. Noi termen de soluționare avem până la 30 de zile, dar ne dăm interesul să soluționăm cât mai repede. Colegul medic care e la CIR, da, a venit și la birou de identificare și și-a reparat o greșeală referitor la faptul că ambele pașapoarte erau tot pe scoase pe aceeași mamă, da, pe aceeași vacă și și-au reparat greșeala, că o scumnind greșeală. O, da, și-au trecut greșeala. Da, și când e gata, când colegii au concluziile clare, anunțăm și l-anunțăm și pe respectivul. Interesant este că fiul omului nemulțumit de serviciile medicului Ioan Sabău a declarat că a fost amenințat cu amendă de inspectorii DSVSA Alba, pe motiv că a făcut reclamația în locul tatălui său. Directorul Băcu nu crede așa ceva. A făcut a doua reclamație, în data de 4 martie. Și ce și răspunsul? Că așteaptă să iasă la fața locului, mă anunță. Și după ce am făcut reclamație, a sunat la taică-mi acasă că știe că dacă ești la fața locului, poate să amendează și amendează, amenda e mare. De adică, ce să amendeze? Adică tot taic mocinii vicei se năcăze și tot el e de vină. Dar pe ce motiv să amendeze? Au zis că de ce am făcut reclamația că nu a făcut el, că vicei e a lui. Adică eu mă duc să-l, ce știi, ca un bătrân, la 72 de aici. Pot să spun doar că nu proprietarul a făcut reclamația, băiatul proprietarului. Și pe tema asta spunea dânsul că dumneavoastră de aici, de la sediu, l-ar fi amenințat că o să-l amendați. Că de ce a făcut el în numele tatălui?
N-am auzit, nu știu. Așa îmi spunea, pentru că dânsul a făcut două reclamații. Să ne spună cine l-a amenințat. Eu la telefon, nu știu cine. Dânsul, așa putem discuta, dar nu. Bun, dar nu e așa ceva, nu. Dânsul spunea felul următor, ce, da, tata are 73 de ani. Eu am făcut un numele lui, că e bătrân, i-am arăt. Noi am făcut o primă reclamație, în momentul în care vacile respective amândouă au înfătat în luna mai, la o diferență de vreo două săptămâni, pentru că nu le-au contaliat, sau zicea el cercel, cum le pune așa mai departe. Și pe tema asta, noi am putut vinde pe viței. La reclamația respectivă, dumneavoastră a solicitat, nu știu, i-a trimis o adresă prin care a zis că ați constatat și așa mai trebuie și ați luat măsurile conform. Deci eu, de o singură reclamație, știu, care... A doua, care da? E venită săptămâna trecută. Și cum se va soluționa? Păi așteptăm, avem colegi care se ocupă de... Dar cum se poate să... De ce vă întreb? Pentru că ei, pe lângă faptul că nu și-au putut vinde viței, că nu au fost nici acum, pentru că au un pașaport în decembrie, viței născuți în luna mai, nu pot beneficia de subvenții pe animalele respective. Da, pe subvenția pe lapte. Da. Deci, la urmă, când sunt concluziile clare, vă anunțăm, o să-i înștiințăm și proprietarul, măsurile care se iau. Și da, în cazul doctorului, ce măsuri se pot ști? Care sunt măsurile care? Păi, în primul rând, dacă până nu stabilim, nu știu, vă pot spune mai multe, dar colegiul medicilor veterinari e cel care o să ia măsuri. Noi, din punctul nostru de vedere, momentul când medicul concesionar o introdus în calculator, datele noi le-am operat în două, maxim trei zile la noi operate. Deci, ca instituție, noi ne-am... Dar se rezolvă situația omului cu privința ca să poată să-și ia subvenția pe lapte. Deci, referitor la faptul că s-a și rezolvat cu pașaportul, în ideea că figurează acum că ambele vaci sfătate. Asta e una, dar faptul că ei figurează cu 2-3 luni în loc de 7-8? Asta... O pierdut subvenția? Nu știu, cei de la pe acum... Vă depășește. Da. Care li sunt criteriile lor de... Dar noi... O să soluționăm cazul și o să vă dăm toate aspectele. Referitor la reclamațiile respective, medicul veterinar Ioan Sabău afirmă că pașapoartele vițeilor le-a completat conform spuselor soției proprietarului de animale. Cât în privința faptului că a trecut ambii viței pe aceeași mamă bovină, medicul veterinar consideră că numai cine nu muncește, nu greșește. Eu am scris vârsta vițeilor, mă auziți? Da. Eu am scris vârsta vițeilor în funcție de declarația ce-a făcut-o părinții dânsului, mama dânsului. Mai mult nu am putut scrie. Eu am luat de bună declarația părinților. Deci mama dânsului a zis că viței s-a născut acum 3 săptămâni, până în 3 săptămâni. Eu am scris vârsta care mi-a dat-o. Am înțeles. Eu nu pot să contest o declarație a unui proprietar că nu s-au născut atunci. Dacă părinții au zis că s-au născut atunci, atunci am trecut vârsta. Dar legat de faptul că cei doi viței a spus pentru o vacă și de fapt au fost viței a doua vacă. A fost o greșeală care s-a rezolvat. Deci cine nu lucră, nu greșește. S-a greșit, s-a rezolvat, s-a trecut viței trecuți pe fiecare mamă. Pe scurt, proprietarul de bovine din comuna Întregalde a rămas și cu viței nevânduți și fără subvenție. Ca așa e în România. La omul sărac, nici boii nu-i trag. Iar când intervine colac peste pupăză greșeala scuzată de muncă una-ntruna, boii îi împingi și la vale.